Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, Cornel Nistorescu, jurnalist. În partea a doua emisiunii va fi invitat și profesorul universitar Dan Dungaciu. Vom discuta despre barometrul, acest nou barometru de securitate a României, dar și despre ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Au loc alegeri pentru Congres și pentru Senat și Camera Reprezentanților. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Seara bună! Văd că în ultima vreme se discută din ce în ce mai mult despre suveranism. România a început să discute. În România, că în Europa... În deja... Europa există țări. În Franța sunt dezbateri de vreme lungă. În Italia am văzut că... La fel. Nu, România era preocupată. Liderii, șmecherii, trompeții, erau politici, erau concentrați pe performanțele noastre la Uniunea Europeană, integrarea, de ce nu intrăm în Schengen... De ce nu se ridică MCV-ul și așa, da. Și nu... N-a fost loc în spațiul public. De altfel, în România, în rest, nu se mai fac dezbateri deloc. Seara sunt flecăreli spectaculoase și colorate. Și nu pătrunsese. Avertismentul, că nu e nicio schimbare de macaz, ea s-a produs mult mai demult. Populația în situația asta de nemulțumire față de Uniunea Europeană. Faptul că plătim, ne costă avioanele și toate celelalte și ne bucurăm de un anume tratamente mai modest din punct de vedere al tehnologiei. Investițiile americane cu celebrele microatomocentrale. Noi și americanii, dar încă nu sunt o certitudine. Se discută despre ele. Sigur nu vom face cu chinezii următoarele reactoare și vom face de asta la Jamantan. Multe lucruri au călcat pe bombeu cetățeanul român. L-au făcut să se simtă ignorat, l-au făcut să se simtă jignit, l-au făcut să se simtă spoliat de în unele cazuri ale unor multinaționale. Și se pare că forma noastră de reacție este această regăsire în întoarcere la valori românești. Am să-ți dau un exemplu ultra banal. După 90 a fost o explozie de com, import, export... Da, erau numai firme nebunie. Da, așa e. De toată lumea a înființat firme de comerț. Dacă mă uit din anul 2000 încoace, pe drumurile mele spre casă, spre Orăștie, spre Transilvania, văd din ce în ce mai multe turme de oi. Adică, morala, oamenii au sfeclit-o în comerțul și în căratul rulmenților din Turcia și în SRL-urile de 2 lei, și în zona Transilvană oamenii s-au întors la o îndărădnicire milenară, la ceea ce știau, de îmbătrâni, de părinți, și pe care o fac extraordinar. Și care azi are drept consecință că mai în toate piețele și intersecțiile mari din metropole, din marile orașe române, sunt chioșcuri de la Poiana Sibiului și Sibiu. Unele neadevărate, dar au preluat brandul. E, așa românii descoperă în situații de criză, se întorc spre ei înșiși. Asta e sentimentul meu. Și barometrul ăsta despre care o să vorbim, asta arată, domne, prin noi înșine. Marius, primesc foarte multe SMS-uri, materiale, articole, scrisori, mă uit pe site-uri, pe astea mai naive, dar, domne, toată lumea redescoperă spirit românesc, valori românești, tradiție românească. Rădăcini românești. Exact. Parcă am avea parte de un fel de refuz de asimilare europeană sau internațională. Parcă ne-am simțit nedreptățiți în faptul că n-am fost primiți cu surle și trâmbițe în comunitatea europeană și în concertul... Păi chiar n-am fost primiți până la urmă, dacă stăm să ne gândim bine. Tot cu felul de observații. Și atunci oamenii s-au regăsit în această întoarcere la valori, care e plină de, care a dat semnale de câțiva ani, nu de azi. Încet a fost teoretizată, de un an, doi, sunt câțiva oameni mai tineri care au vorbit despre asta și care au început să se întoarcă, să construiască.
Să facă un business aici, să facă firme, să facă nu simple, și conceptual. Simple pensiuni până la urmă. Da. Acum a apărut, domnule, mare minune. Șeful SRI vorbește despre naționalism. Și omul căruia îi căra geanta, că Dudu Ionescu era ministru de interne și Eduard Helwig era băiatul care îi căra geanta. Era un fel de secretar. Nu știu, probabil era plătit cont pe post de pasier. Eu l-am cunoscut pe Eduard Helwig ca băiat de mingi la Dudu Ionescu. Ah, când? Atunci când era ministru, de interne. Păi cum crezi tu că a ajuns Dudu Ionescu, om de încredere la Cotroceni? Că opera lui politică este nulă, relațiile lui germana pe care o vorbește el este minus zero. Și atunci, cum a ajuns? Tot prin Helwig a ajuns și l-a plasat la Cotroceni. Și este omul de nădejde la Cotroceni. Înțelegi? Și, Dudu Ionescu a vorbit și el la această gata, dezbatere. Păi, încep să înțeleg că e vorba de o... Că nu e o întâmplare. Nu e o întâmplare și că nu o s-au înțeles la telefon. E mai degrabă o evaluare a mentalității, a evoluției de mentalitate pe care o surprinde și acest sondaj. Nu m-ar mira ca SRI-ul să nu fi făcut și alte sondaje care să indice același lucru. Dom'le, poporul european într-o singură nație care este uniformizat în comportament, sărbător, reguli, n-a picat bine în România. Nici LGBT-ul n-a picat bine în România. Nici toate lucrurile astea... Nici în Ungaria, uite-te și în Italia. Ce sănătoși, vorbesc de România, da. Care n-a chesat așa cu elan la niciuna din aceste concepte de import, noutăți comportamentale europene de import american. Românii n-au vrut. Cum se explică asta? Pentru că suntem o societate de sorginte agrară, ortodoxă ca și credință și mai dracului, na, altfel nu înțeleg. Pentru că multe popoare le-au înghițit așa, pe nemestecate. Românii n-au vrut orice fel de popoare, ca atenție. Reacție, ca și replică la sancțiunile de care au avut parte sau de punerile la punct de care au avut parte la Bruxelles. N-au înghițit. La ora asta, în România, președinta Comisiei Europene este cu o imagine, se și groază să o pui pe un sondaj, arată de 2 lei. Ca și cu... Nu cred că există. Nu, dacă pui pe un site, sigur se va umple site-ul ăla, poza ei, sigur se va umple de jurături. Comentariile vor fi numai în jurături. Nu sunt în stare să-ți dau un exemplu de o persoană atât de urâtă. Feminină cu imagine negativă. Nu e urâtă, că Dudu e... Nu urâtă, urâ. Cât e ea de coafată și de aranjată. Nu de frumos despre cum arată. Antipatizată. Este, este percepută ca asta. Această încercare de guvernare europeană la București a picat prost. Mai ales că politicienii români, reprezentanții noștri de frunte, au fost cu fruntea în pământ, adică fără frunte. Da? Exact. N-am auzit niciodată o obiecție românească la Bruxelles. No, poziția n-am auzit niciodată o propunere importantă la Bruxelles. Ministrul externe al României este un figurant. Un figurant care se tot scaldă în niște amintiri legate de insula Cerbilor. Da, hai domnule, că nici măcar n-a depus el dosarul și nu. Bineînțeles. Da, este o mediocritate exemplară care se crede buricul pământului. El ne fiind decât un biet buric de externe, da? Exact. Nu se poate ca România să nu conteze niciun fel, să nu-și poată folosi numărul de voturi. Dar de ce n-a contat Cornel? Care este explicația? Că hai să spunem, poziția președintelui, că asta unul, a făcut... președintele, el prin excelență este un non-combat și un om care nu vrea să creeze nimănui probleme. Nici lui însuși nu vrea să-și creeze o problemă. Doi, cetele de europarlamentari sunt împrăștiate. Vasile Blaga e europarlamentar român. Cu Mircea Hava, cu încă vreo câțiva, că nu cred că vorbesc decât cu umărul și cu piciorul. Rareș Bogdan, europarlamentar român. El măcar vorbește, că vorbește italiană, că vârte mai mult pe Coasta de Azur și prin Italia. Nu avem oameni care să formeze acolo o echipă puternică. Și degeaba acolo ai o echipă care
câtă vreme România ca atare nu are o politică externă coerentă. Președintele și ministrul de externe și primul ministru trebuie să fie oamenii care punctează distinct pentru țară. Dar nu am nicio politică atunci când vine vorba de... Dar nici nu știm nimic dacă s-a întâmplat, au zis vreodată ceva. În afară că au fost de acord, că probabil altfel se menționa vreo abținere. Asta este poziția Ghiocelului și de acord cu tot ce s-a hotărât acolo la Uniunea Europeană. Deci noi nu contăm acolo și lumea a perceput că suntem tratați ca atare. Și de acolo comportăm cum și de acolo suntem tratați cum ne comportăm. În aceste decizii europene care nu țin cont de realitatea locală, de realitatea fiecărei țări. Realitățile naționale. Naționale, ok. A dus la nașterea acestei antipatii, la rețineri. Nu, încă nu suntem într-o situație de protest și de refuz, de contestare a Uniunii Europene, dar suntem într-o situație de mare îndoială. Uh-huh. Uite, apropo de asta, e o întrebare în acest barometru. Întrebarea numărul 16. Credeți că există pericolul ca Uniunea Europeană să dispară într-un viitor apropiat? Există acest pericol 31%. Există, dar este puțin, probabil se întâmple, 24%. Adică un număr foarte mare al celor care cred că există pericolul ca Uniunea Europeană să dispară într-un viitor apropiat. Nu cred că dispare Uniunea Europeană într-un viitor apropiat, 43%. Asta e vorba de încredere și neîncredere. Dar am văzut, am participat la un mare și important workshop cu tot felul de personalități, la care de la Kissinger, la Hubert Vedrin și Schröder și alte personaje ale politice europene erau de față, unde se vorbea despre inclusiv despre diverse variante de evoluție a proiectului european. E un proiect care se dezvoltă în mers, care nu are precedent, care are tot felul de variante și ipoteze de evoluție, dar care trebuie să ia în calcul. E obligat la un moment dat să ia în calcul și ipoteza eșecului. Și am mai discutat despre asta. Nu există oameni care să-l updateze, să-i spunem, în funcție de cum el se dezvoltă. Și nu dacă există... oamenii care îl adaptează sunt niște mediocri, da? Sau niște apucați, să-l updateze prost. Iar e vorba aici și de o uriașă nevoie și de comunicare. E foarte greu să explici șoferilor și docherilor din Hamburg cum, de ce trebuie să dai bani în România. Și ei să accepte, să fie fericiți că dau bani în Bulgaria, na, nu în România. Europa este un amalgam de popoare, o sumă de popoare. Nu Cornel, poți să, fiecare cu specificul lui, nu înghite orice... Peste toate orice... asta, Europa e slăbită de când a început războiul în Ucraina. Și aici iar nu sunt soluții, adică nu s-au văzut soluții, în afară de aia cu temperatura scăzută, nu o luăm în calcul duși în doi, nu există soluții. Dar în fiecare zi, Ursula von der Leyen vine și spune că trebuie să-i dăm lunar 1 miliard și ceva Ucrainei. Ai văzut, în afară de unguri, că ei singurii care au protestat, domne, una este să ne ajutăm... Ei au protestat în numele Germaniei, de fapt. A zis tu. Da, sigur. Germanii nu pot face mare tărăboi pentru că, de fapt, pe ei vizează această criză a gazului și a energiei. Pentru că ei importau pe mai nimic din Rusia și vindeau foarte scump în restul lumii toate utilajele tech și tehnologia. Asta spun, pe lângă identitatea despre care vorbeam, este și această criză a războiului, care afectează, în primul rând, nu știu cât afectează Rusia, că nu știm, Ucraina se vede, afectează țările din Europa, da, înainte de orice. Americanii sunt departe de conflict. Războiul din Ucraina are drept consecință, poate că avea și drept scop o diminuarea potențialului economic al Europei. Păi asta spun. Da. Și care sunt liderii pe care îi vezi tu în momentul ăsta să facă față, cel puțin, vremurilor pe care le trăim? Zi-mi unul singur. Dumnezeu, dacă era un Charles de Gaulle astăzi, dacă era poate un Tony Blair, poate dacă era Margaret Thatcher, păi, asta e una, Europa avea alte reacții. Da. Da? Vezi alt comportament. Schultz, vezi în noul prim-ministru al Marii Britanii, vezi în cine? În Macron vezi că poate să fie niște lideri care să facă față vremurilor? Dom'le, Franța are deja problemele ei. Eu nu sunt expert în nici probleme. Nu, dar spun că... Europene nu sunt mare iubitor de frământările nemțești și de cele franceze.
sunt mult mai atent la ce se întâmplă în România. Dar să știi că Franța are niște probleme uriașe și principala problemă care ține de suveranitatea Franței, o pătură de intelectual și o mare parte a populației, susține și se bate pentru un Frexit și pentru o suveranitate a Franței. Și mai e discuția până când... În Uniunea Europeană, la până când ciorbă, ajutăm, la ghiveci, Franța își pierde identitatea. Numai și asta, marea cultură franceză... Până când ajutăm Ucraina? Că se pune tot mai des întrebarea asta. La nivelul Uniunii Europene. La nivelul... Sunt țări care spun că nu trebuie să Uniunea Europeană să mai dea bani acolo. Marius, eu nu știu răspunsul. Dar acest lucru ar trebui discutat cu populația. Membrii guvernului, președintele, ar trebui să fie parte în tot felul de dezbateri publice. E un lucru pentru simplu. Că altfel populația corect. Începe să se total mârie, de acord cu tine. Nu mai înghite, nu mai se simte în toate că populația o nemulțumire a populației. O lipsă de comunicare. Noi nu suntem decât niște... Apărem, că poate nu suntem, dar eu sunt convins că așa și este. Suntem niște executanți al unor ordine pe care, strategice, unor mișcări strategice care... Bun, și în România ce se întâmplă? Că ai zis că tu nu știi, adică nu te interesează în primul rând ce se întâmplă în România. Politic, economic, ce se întâmplă în România? Care este analiza ta din momentul ăsta? România în afară de faptul că vezi... O incapacitate de a ne concentra pe mize mari și puternice. Noi nu depășim subiecte de genul pensiile, da, prețul la curent, pe care oricum... Astea sunt singurele teme dezbătute în ultima vreme. Păi da, și vizita lui Musk la... Bun, asta, ca să mai avem un subiect pe care să-l tocăm arată, în fie. Asta arată cum suntem, Cornel. Că odată că nu ai proiecte, nu ai strategii și nu discută nimeni despre asta, nu există oameni care să discute. La Academia Română, Guvernul României, Parlament... Dar România toată este scufundată într-un fake news, cum a fost ăsta cu Elon Musk, și nimeni nu a discutat nimic. Adică politicienii s-au uitat și ei la televizor să vadă dacă a venit Musk și cu Angelina Jolie. Nu te supăra, Academia e într-o altă situație nefericită, pentru că este instituția de mare onorabilitate a României și care nu există în piață. Ea este, se reduce la o simplă împărțire de mici privilegii și favoruri și titluri și diplome. România este... Mai sunt, să spun așa, anumite secțiuni ale Academiei care... Nu mai sunt în societate. Adică nu se văd, nu ies la suprafață. Și un punctele lor de vedere nu mai contează, nu mai au greutate. Greutatea au recompensele lor și bucuriile și liniștea lor. Bun, hai să te întreb altfel. Nu e o contribuție a lor la mizele mari în acest moment. Vorbim despre suveranism. Am început cu asta, da? Spune-mi și mie, în ce măsură este reprezentat acest suveranism pe scena politică românească? Mergem până la... Spune care sunt partidele. La ora asta niciunul. Bun. Și atunci, dacă noi românii se gândesc din ce în ce mai mult... Da, te rog. Am putea crede sau ne-am putea amăgi crezând că AUR ar reprezenta asta. Nu te supăra. Un hau-hau patriotic... Te-am întrebat. Da. Așa, nu, eu îți spun după părerea mea. Da. Un hau-hau patriotic, fără un proiect serios, articulat, care se bucure de expertiză, de sprijin, de credibilitate în rândul populației, nu are nicio valoare. Toți suntem patrioși, toți știm să recităm poezii frumoase din literatura tot românească. Tot iubim România și așa mai departe. Da, ok, da. Dar fără un proiect, fără o mișcare, fără un partid solid, păi da, sunt vreo 50 de partide acum care... Bun, vorbeai de discursul lui Helvig, vorbeai de discursul lui Dudu Ionescu, vorbim despre suveranism. Ei sunt unul singur, e aceeași voce. Voce și aceeași comandă. Aceeași comandă, bun. Și care e ideea? De ce aceste discursuri? Pentru că se simte acest curent al suveranismului. Și l-ar, că românii vor să reușească pe ei. L-ar aduna fiecare, l-ar lua în velă, l-ar lua cum. În pânze... Nu, în discurs numai. A, în discurs. Pentru că niciunul nu a... Spune-mi tu un partid care are un proiect adecvat și credibil pentru țară. Așa cum a avut Meloni în Italia. Meloni a venit cu un program foarte clar, exact în ideea asta suveranistă. La noi nu există în momentul ăsta și de-aia te întreb. Dacă tu vezi că oamenii vor să
se întoarcă la tradiții, la identitate. Să reușească. Să întoarcă, la unele nu te poți întoarce. Să, întoarcă, mă rog, să le folosești, să le integreze la ele. În secolul 21 acum, și da? Și să le reprezinți interesele și până la urmă... Bun, și cine să reprezinte interesele acestor oameni? Pentru că, într-adevăr, în sondaje arată că e o populație, da, 50-60, poate mai mult la sută, care merge în direcția asta. Cine o să le reprezinte lor interesele? E o întrebare, nu? Pentru că spui că partidele actuale nici vorbă să facă asta. Să încerce deci, partidele, da, te rog. PSD-ul este un partid mai aproape de oamenii de vârsta a doua și a treia. Așa. În vreme ce USR-ul și liberalii încearcă să... Dar mai ales liberalii sunt tot acolo, nu e, cred că e mare diferență. Da, nu e diferență mare, dar oricum încearcă să prindă nou val de, din populație. Ca vârstă. Adică crezi că partidele astea ar trebui să-și adapteze, să-și o parte din programele lor, mai ales pentru alegerile din 2024, să conține elemente de suveranism, de felul ăsta? Părerea mea este că ar fi normal, e o presiune deja publică, dar e treaba lor. În ce măsură sunt capabili să... Sau crezi, nu te întreb întâmplător, sau crezi că o să apară o formațiune sau poate două formațiuni care să o să mai apară 10, Marius. Din trei oameni care fac un text și își fac un plan de măsuri cu linioare, dar nu iese nimica. E nevoie aici de o reuniune, de un proiect, personalități, de un program, de un proiect, de o mobilizare conștientă, pentru că suntem într-o situație de criză. De criză identitară, de criză de încredere, de părerea mea, inclusiv de o criză la pragul unei mari crize economice. Da? Nu se rezolvă cu trei tipi care, hai să facem și noi partid. Păi, dar sunt toți. Uită-te tu, ce face Orban? L-ai văzut pe Orban în ultima vreme apărând, vorbind ceva, în afară de înjurături la PNL, că el încă a rămas se acolo, crede, da. E la ușa de ieșire de la Congres și trebuie să le zică la a rămas aia. Încremenit acolo, în așa. Timp, da. Viorica Dăncilă are și aia... un partid. Are un partid sau intră sau îl face, nici nu știu, da. Ce, are ce, și care și e ideea cu care vrea să... Hai, domnule, da. Nu spun că există. Bă, toată lumea își face partid, ca și cum și-ar face o trotinetă, se duce la coace și ia trotineta cu care poate să ajungă mai departe. Nu merge așa. Nu le folosește la nimic. Cioloș, are și el un partiduleț. Bă, da, câte sunt? Nu, mă pui în situația să fac un efort de memorie. Să vezi câte sunt și câte... Și care nu înseamnă nimic. Nu... Bun. Ce reprezintă? În afara dorinței lor de afirmare și de a ajunge la putere sau la o mică toartă de putere de care să se țină, ce vor ei? Da, ce sunt stare? Una peste alta tu spui, doamne, vine și o nepaște, e aproape o criză economică. Cine rezolvă? Dar cine e în piept? Cine se gândește la această criză economică? Iată-mă. Nimeni. Toată lumea zice să ni se dea, că inclusiv populația trăiește cu această... sub această presiune nebună, să primească. De unde? Bă, să ia de la bogat și să împrumutăm. Nu e treaba, dar să-l ni se dea. Adică trăim într-o situație cumplită în care ne cârpim cu tot felul de soluții care nu ne duc nicăieri. Nu ne duc departe sigur. Și președintele? Nu are habar, nici nu-i pasă, el nu există. Știi unde e acum? La căldură, la cald. Da, la Sharm el-Sheikh. Unde e drept un mare forum internațional dedicat schimbărilor climatice, unde el a vorbit despre... Despre? Spune eu că m-am văzut acum pe știri. Despre? N-am văzut. Despre RoAlert. Eu am crezut că vorbește despre educație. Despre a mai fost odată la Națiunile Unite și a participat la o dezbatere, la o masă rotundă, ceva tot cu educația, de care el oricum este foarte... Păi și ce legătură are? În cazul unor calamități, nu știu ce, da. RoAlert, probabil e partea cum să fugi din România educată. Poftim? Cum să te păzești, cum să fugi din România educată. Deci nu mai fugi de urși, ci fugi de România educată. Nu. Deci președintele este... România nu trebuie să facă, dar trebuie să mobilizeze. La ce ne-a mobilizat? Care sunt marile direcții, marile proiecte care... În afară de îngroparea și înfundarea PSD-ului, care nu i-a ieșit. România educată nu i-a ieșit. Care mai știi? Păi nu. Țara proiectelor ratate. Care proiecte? Păi a fost doar România educată. Cel mai mare proiect al lui a fost, și a zis după primul mandat, este că a scos PSD de la guvernare. Numai că acum un alt mare proiect reușit al lui, că a adus din nou PSD la guvernare.
Nu, da, e ceea ce spuneai mai devreme tu. Vine o criză economică. În afară de faptul că se dă ordonanță de urgență, poate că e important, încă nu știm, da, cu plafonarea prețului la energie, se vorbește despre pensii, da? Și despre pensiile speciale. Și despre pensiile speciale. Fel, de 20 de ani se discută despre pensiile speciale. Da. Și care nu se schimbă niciodată, pentru că este modul în care statul român, prin reprezentanții lui de vârf, menține acest sistem de putere. N-o să, niciodată. Alea, niciodată nu o să se schimbe. E un mecanism de privilegii pe care și-l conservă niște oameni care sunt în poziții cheie în statul român și în funcții, în profesii prin care se dirijează libertatea, dreptul, statul. Da, iartă-mă, te rog. Nu, plicăm asta. În timpul ăsta, doamna Chioveși a făcut o vizită în țară. Da? Tu ai scris despre asta. Și da, am scris de două ori pentru că odată m-am păcălit. Așa, te rog. Eu am crezut că presa română, așa zănatică cum e, a exagerat și s-a dus și apă la cei cărora le livra tot felul de vești și de știri și a dat interviuri să se bage în seamă. Nu știam din culise și nu mi-am dat seama totuși. Eu am crezut că vi-am venit să-și fac un costume noi, care măsură nouă, nu știu ce. Să-și plătească, probabil, mai are o garsonieră sau vreun apartament în România sau pe la Sibiu, pe unde Dumnezeu mai are, să-și plătească taxele și astea, întreținerea și nu că... Ea, de fapt, mai avea niște dosare care nu erau închise. Unul dintre ele, dosarul celebrului Portocală. Nu, ăla nu era... Ăla era la baza carierei și a vieții ei profesionale, pentru că prăbușirea lui Portocală însemna prăbușirea întregului mecanism din perioada Chioveși și col de ADN-a. Da. Statul paralel. Exact. Piatra și mecanismul de la Ploiești a fost mecanismul de bază prin care s-a comis teroarea asupra unor oameni care nu neapărat erau nevinovați, să ne înțelegem. Nu despre asta discutăm. Pentru că despre mijloacele folosite împotriva lor. Adică în român, am văzut foarte mulți oameni care în comentariile la unele texte la mine zice, bă, tu vrei tu să-l salvezi pe Cosmo? Dar vreau să-l salvez, să fie sănătos. Vorbesc despre metodele care au fost folosite. Dar nici nu sunt de acord să-i dăm cu bâta în cap fără să existe niște probe. Ca așa am făcut-o cu Ceaușescu, cu foarte mulți. Executăm pe lui Crețu Pătrășcanu. Scoatem undeva în câmp, îi dăm cu bâta în cap și am făcut dreptate. Nu-i dreptatea aia, e primitivism. Ori ceea ce au făcut ei la Ploiești, cu Onea, cu Portocală, cu Negulescu Portocală, cu o întreagă echipă acolo, a nenorocit. Echipa de elită era pentru Chioveși. Da, au făcut din practicile judiciare un instrument de teroare. Adică au inventat practici judiciare. Ce se întâmplă acum? L-au salvat pe Onea după ce și de două ori a fost dat afară din magistratură, da? Care presupun că aia nu se mai... se reunește din nou CSM-ul și îl primește în magistratură, dă examen și sau îi consideră valabilă prezența în statutul magistratului. Nu se poate. Deci măcar moral și profesional el a fost descalificat. Pentru ce? Iar Negulescu a fost achitat. Da. Negulescu a fost achitat pentru că, fără achitarea lui Negulescu, toată cariera Laurei Cotuța Chioveși se prăbușa. Laura Cotuța Chioveși a fost dat afară, de fapt. Bun, Cornel, și pe fondul ăsta ai văzut pe... Da, te rog. Și ea s-a întors ca să încerce să-și salveze trecutul, să-i dea o aparență. Bun. Ea mai are... Dosarul ei ar fi trebuit să continue. Încă nu e închis. Da? Bun, dar spunem, apropo de presă, că discutăm și facem amândoi presă. Și toate astea mă fac să cred. Eu n-am crezut niciodată că un asemenea om ar putea emite pretenții de candidatură la președinție. Mulți își se joacă și fantazează speculând că ea ar putea candida. Pe mine mă îngrozește ipoteza. Și pe mine asta. La fel și nu cred că are vreo șansă. Dar, într-adevăr, sunt foarte mulți care comentează și văd în sociologi și nu numai ziariști și așa mai departe, analiști, politologi, care văd în ea un candidat redutabil. Mie mi se pare strigător la cer după tot ce a făcut să vii să candidezi la președinția României. Dar... Cei pe care i-a servit, cei pe care i-a ajutat, cei pe care i-a servit, ONG-urile cărora și ziarele și site-urile cărora le-a furnizat informații, cărora le-a furnizat vari oportunități.
Da, da, uite, vezi că noi nu avem memorie când vine vorba despre fapte grave. Tu ai văzut, în afară de faptul că ai scris tu, da, că această vizită a lui Chioveci n-a fost întâmplătoară și, de fapt, o legai de achitarea lui Negru. Stai un pic, Cornel, da. Iartă-mă. Ai văzut să scrie cineva despre Portocală, că a fost achitat? Eu n-am văzut, sincer. De nu înțeleg cum nu iese lumea, asta e un motiv să iasă în stradă. E adevărat, lumea omul iese... Omul lui Dumnezeu, acolo s-au produs lucruri care le-am auzit, le-am văzut. Pe unele dintre ele le-am auzit cu vocea lui. Absolut. Cum, dom'le, acolo investigația era de natură erotico, sexuală, fantasmagorică, pentru că erau și multe chestii inventate și așa mai departe. Dom'le, dar omul ăsta se lua de nevestele, eu am auzit cu urechile mele la televizor și nu era falsificată banda, da. Da? De nevestele pe oamenilor pe care i-a arestat și încerca să... Cum, dom'le? Asta este deja un mod de... Probabil numai în anii 50 se comitea asemenea da, Cornel, investigații. Și a fost achitat. Pentru că este o comandă. Ce a căutat Laura Codruța Chioveși, care are un dosar penal? Să se întâlnească cu procurorul general. Să meargă la parchetul general, să meargă la ministrul justiției, să meargă la ANAF. Ce treabă are ea la ANAF? Nu te supăra, fondurile europene n-au treabă cu ANAF, nu-s la ANAF. Taxele interne sunt la ANAF. Da? Corect, bună întrebare. Da? Bun, tu te întrebi, domnule, sau zici, ar fi trebuit lumea să iasă în stradă pentru asta. Da, ar fi trebuit să iasă în stradă. Deci dacă asta, așa se face justiție în România, înseamnă că noi chiar avem o problemă cu statul de drept. Dacă Avem? Bă, nu vreau să acum când se discute chestia asta să mă scoată pe mine țapii spășitor că din cauza mea n-am intrat în Schengen. Nu, dar avem cât porcul, da? Cât porcul? Exact. Pentru că funcționează aberant pe interese, pe sfărărie, pe SRI, pe influență, da? Ce ne facem că plouă? Nu știm de asta? Bineînțeles că știm, nu ne facem că plouă. Sigur că vrem să intrăm și sigur că vrem ca lucrurile când astea să dispară. Când îndeplinim condițiile tehnice și așa mai departe. Că și în alte țări nu, statul de drept nu este perfect. Da, bravo. Și acolo funcționează la comandă. Bun, da. Tu vorbești despre reacția populației până la urmă, da? Păi ție ți se pare că la tot ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani de zile, populația a avut o reacție? Mă, prima e o reacție, neîncrederea e o reacție, nemulțumirea e o reacție, așa. Emigrația e o emigrarea e o reacție, 5% încredere în Iohannis e o reacție, 7% cât e încredere Cornel, nu e suficient. În Italia au ieșit 100.000 de oameni pe stradă la Roma împotriva războiului. 100.000 de oameni. Sunt demonstrații în toată Europa. În Anglia nu vor să mai plătească taxele. Ies pe stradă. Spune-mi și mie dacă... Vorbim acolo anesteziat. De țări care se exprimă în raport cu valori morale. Așa. Noi nu facem asta. Pentru un principiu moral să facem o demonstrație. Abia am făcut când l-au bătut de la era să-l omoare pe Marian Munteanu, au ieșit 100.000 de oameni. Asta era acum 33 de ani, 31 de ani. Într-o perioadă în care eram sureșitați pentru libertate, absolut, așa, da. Excitați. Uh-huh. Acum, foarte greu, în afară de ce mobilizează SRI-ul și ONG-urile pe care le ocrotește. Total, da? De acord, așa este. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimica. Sindicatele au o doză de resemnare, de ruginire, ca să zic așa. Exact. Cine să-ți fac de mirare că organizațiile profesionale, avocați, procurori, judecători, nu au făcut mare tărăboi, domnule. Nu se poate ca... Și mai vreau, am înțeles, nu știu, sper că n-am citit-o, am căutat, dar n-am dat de o știre sau informație certă că Negulescu Portocală vrea 3 milioane de spăgubire. De euro sau de lei? De euro. Eu zic că euro să-i se dea, că lei sunt puțini. Hai că l-avem în acest moment și pe profesorul Dungaciu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Vrem să-l și vedem. Nu știu dacă ați auzit discuția noastră foarte interesantă din prima parte. Am discutat inclusiv despre acest barometru de securitate a României și aș vrea să continuăm un pic discuția. În ultima parte, sigur, vom vorbi și despre ce se întâmplă în America. Sunteți un bun cunoscător al vieții politice americane.
Care sunt cele mai importante, din punctul dumneavoastră de vedere, idei care rezi din acest barometru de securitate a României? Dumneavoastră știți cel mai bine. Cea mai importantă idee care se degajă e ca un sunet secund, ca un sunet de bas, dacă vreți, avem trei cercetări, este că românii, pe de o parte, vor să sau tind spre un anumit suveranism, un numit curent acesta într-un termen generic, adică vor să se întoarcă la un soi de prin noi înșine, în care să vadă, sau prin care să vadă o clasă politică un pic mai autocentrată. E un soi de dezvrăjire care s-a întâmplat în legătură cu instituții europene, cu instituțiile internaționale și în raport cu care românii cred acum că trebuie să joci și tu mai degrabă jocul tău într-o lume în care fiecare joacă interese. În sensul ăsta este un tip de dezvrăjire care nu e ceva inedit, nu e ceva nou, este, dacă vreți, un tip de sincronizare a populației României cu Europa și cu spațiul euroatlantic, pentru că nu suntem singurii care gândim așa, doar că noi ne-am prins un pic mai târziu, dacă pot să mă exprim un pic eufemistic. Deci este un soi de recalibrare a atitudinii românilor care se vede, care e pregnantă, care a existat acolo în conștiința publică, dar a fost într-un fel acutizat de acest război și de crizele, nu, care s-au succedat. A doua chestiune, iarăși paradoxală, sau mă rog, asta e paradoxală, este că românii vor suveranism, dar când se uită în jur, nu prea au cu cine să-l facă. Pentru că atunci când te uiți la elitele românești sau instituțiile românești, este o neîncredere și față de acestea. Deci noi am vrea să fie altfel, am vrea să ne comportăm altfel, am vrea să vedem elitele politice acționând altfel, nu mai vrem angajamente în care interesul național să nu mai fie prezent, nu mai vrem prezență românească care doar să dea fără să ceară, vrem un alt tip de prezență a României, dar deocamdată nu știm cu ce elite. Când ne gândim la suveranism, la cine ne gândim? Asta este golul care există, dacă vreți, sau discrepanța electorală, fără să barometrul nostru să aibă pretenții de genul ăsta, dar este această discrepanță între țara reală și țara legală. Există o anumită apetență în populație care nu este reprezentată la nivel politic. În procente, spuneți-mi, că e vorba de un procent foarte mare al celor care merg sau gândesc ideea de suveranism. Cam care ar fi... Depinde cum ne uităm pe diverse procente. Dacă procentul acesta de suveranism nu e neapărat cel pe care îl vedem într-un sondaj electoral sau un sondaj dedicat vieții politice interne. Noi nu am făcut asta. Dar vedem suveranismul este exprimat undeva pe la jumătate de populație pe diferite spețe, inclusiv angajamentele militare externe, inclusiv atitudinea față de războiul din Ucraina, inclusiv atitudinea față de Uniunea Europeană. Adică ideea, ca să traduc un pic pentru cei care ne privesc, ideea că, vorba lui Călinescu, una fumăm și alta spunem, sau una spunem și alta fumăm. Adică ultimul exemplu, ultima discuție din România legată de Schengen, de spațiul Schengen, aderarea sau nu a României la spațiul Schengen, n-a făcut decât să alimenteze această temere pe care populația o are. De ce România nu intră în Schengen? Nu intră în Schengen pentru că domnul Rutte are o indispoziție de un anumit fel. Că Olanda are un tip de interes. Că altcineva are alt tip de interes. Întrebarea fundamentală care se pune este după ce criterii e judecat o țară, în cazul ăsta România. După criterii care țin de documentele Uniunii Europene, tratatele Uniunii Europene, angajamentele politice explicite ale Uniunii Europene sau după tonul, interesul sau chiar interesul național a unui alt stat. De fapt, toată discuția din România, apropo de Olanda, ce face, cum trebuie să ne raportăm la Olanda, cu voce mai apăsată, cu voce mai domoală, nu face decât să întărească această temere. Că, de fapt, totul depinde până la urmă, inclusiv în Uniunea Celestă, sofisticată, civilizată a Uniunii Europene, până la urmă decizia se ia în funcție de interesele naționale ale unuia sau altuia sau unui grup de state. În sensul ăsta e un tip de dezvrăjire, dacă vreți, și de dumirire a populației și vrea să aibă ea nu împotriva acestui tip de atitudine, dar vrea să aibă o acțiune politică în consecință. De ce nu facem de pildă, stau un alt exemplu iarăși familiar, s-a discutat despre de ce nu reușim să plafonăm prețul gazelor în Uniunea Europeană? Pentru că o țară ca Germania, de exemplu, nu dorește asta pentru că poate arunca aproape un PIB al României în subvenții și sprijin pentru companiile germane, pentru germani și așa mai departe. Alte state nu pot face asta. Dar întrebarea fundamentală care se pune pentru o țară ca România, care a avut, nu mai știu câte avertizări legate de un soi de intruziune în piața liberă europeană atunci când s-au gândit anumite subvenții pentru anumite tipuri de industrie. Dar ce face Germania când aruncă 200 de miliarde
ca sprijin pentru companiile americane, oare nu este un soi de distorsionare a pieței? Pentru că alte companii din alte țări, tot din Europeană, nu beneficiază de acest sprijin. Și ele dau faliment, se prăbușesc, nu mai joacă egal sau nu au condițiile egale ale companiilor germane. Și așa mai departe, și așa mai departe. Exemple sunt tot mai numeroase. Deci noi ne întreptăm acum spre o Uniune Europeană în care fiecare vrea cât poate să joace pentru el. Românii s-au dumirit de această chestiune și această atitudine e un semnal, după părerea mea, și politic și electoral, pe care, prin acest barometru, societatea românească îl trage. Nu, De la... fondul, iertați-mă, fondul chestiunii este că politicienii români nu reprezintă acest interes. Nu sunt expresia acestui interes. Simplu. Nu prin noi înșine, pentru că nu vrem noi să facem Europa și nici să nu construim autostrăzile și toate fabricile și economia numai prin noi înșine. Nu. O Românie în interesul poporului român, în interesul ei, exprimat în mod democratic, în cadrul european, etc., bineînțeles, care până acum nu a fost, n-a existat. Da, domn profesor, vă ascultăm. Asta era și paradoxul pe care l-am semnalat anterior. România vrea un tip de comportament, dar nu știe la cine să se uite. În acest moment nu se uită, sau mă rog, dacă se uită, nu vede pe cineva eligibil, ca să spun așa. Și e un alt paradox pe care l-am simțit și în alte barometre. Românii au un tip de, hai să zic așa, nu neapărat admirație, dar un tip de simpatie pentru liderii pe care, sigur că noi din regiune, pe care noi considerăm fie excesiv, fie anti-mainstream, fie populiști, fie diverse etichete care sociologic sunt aproape irelevante. Că e vorba de Polonia, că e vorba de Ungaria. Fără să nici să iubească, nici să respecte personajele de sine. Există o atitudine pozitivă față de gesturile și strategia lui Victor Orban, fără ca lumea să aibă încredere în Victor Orban. Deci tipul ăsta de manifestare, care, repet, nu s-a născut nici la Huș, nici la Călăraș, nici la... s-a născut în Catolica Polonie, s-a născut în somptuoasa Habsburgica Budapestă și în patria lui Havel, Cehoslovacia. Acolo a început prima dată acest curent de dezvrăjire, dacă vreți, a Uniunii Europene sau dacă vreți, de demitizare a Uniunii Europene, a ajuns și la noi. Un pic mai târziu, deocamdată în populație, nu e reprezentat politic. Am sentimentul uneori că clasa politică sau chiar spațiul public încă nu s-a dumirit clar despre ce e vorba. Acest curent nu are un reprezentant. Noi avem doar, dacă e să fac o comparație, fără să intru în politica internă, că nu mă pricep foarte bine, dar dacă ar fi să facem o comparație cu ce se întâmplă în Ungaria, noi suntem ca Ungaria care nu are Fidesz-ul, doar Iobbik-ul. Și în partea cealaltă are diverse partide. Deci noi avem un gol aici de reprezentare a unei populații care, de la aspectul electoral până la aspectul securitar, vrea să vadă un alt tip de comportament al elitelor politice. Spuneți-mi o întrebare legată de războiul din Ucraina, întrebarea numărul 7. Cum credeți că ar trebui să se oprească războiul din Ucraina? Trebuie oprit urgent războiul, chiar dacă asta ar însemna să cedeze și Ucraina ceva, 70,5%. Ucraina ar trebui ajutată până o să câștige războiul și până când Rusia se va retrage din Ucraina, 28%. Două observații aș face aici. Noi am luat întrebările tocmai pentru precauție. Am inspirat în aceste întrebări legate de Ucraina de un sondaj amplu făcut de Consiliul European Council for Foreign Relations în mai 2022, un sondaj amplu pe pachete de state europene care au pus aceste întrebări, inclusiv această întrebare pe care ați menționat-o. Rezultatul în mai era că tabăra pragmaticilor, adică cei care vor opri războiul chiar cu anumite concesii făcute de Ucraina, era deasupra taberei moraliștilor, cei care vor ca războiul să meargă până la capăt, până la înfrângerea definitivă a Rusiei. Iar comentariile făcute de experții europeni sunau așa. Tabăra pragmatică are un avans, dar potențialul ei de creștere este foarte mare, ținând seama de circumstanțe. Trebuie să admitem că ne place, că nu ne place, că e bine, că nu e bine, că au avut dreptate. În spațiul european, iată și în spațiul românesc, această tendință de amplificare a taberei pragmaticilor este o evidență. Noi doar am revelat-o în acest sondaj și mă bucur că un sondaj publicat astăzi practic confirmă aceleași cifre. E o tendință pe care o vedem nu doar în Europa, nu doar în România, o vedem în Europa. O tendință de 8 ani de zile, după 8-9 luni de zile, care populația vrea ca acest război să se încheie într-un fel sau altul. Vrea ca acest război să se încheie pentru că consecințele acestui război pot fi și mai grave.
Populația României nu se gândește că va fi o invazie a Rusiei sau un război între Rusia și NATO. Nu, dar se gândește că prețul curent, prețul energiei poate fi afectat, un accident nuclear se poate produce, se poate produce o escaladare care să facă și mai rău decât situația, și mai rea decât este, și așa mai departe. Deci e vorba de un tip de realism, mai degrabă aș spune geopolitic, nu discut nici dimensiunea morală, nici de alt tip, pe care o vedem în populație, dar nu e vorba doar de populația României. Asta vreau să accentuez, este vorba în general de populațiile spațiului euroatlantic. Sondajele din Statele Unite, publicate recent de Pew Research, arată o scădere până sub 50% graduală a interesului american pentru războiul din Ucraina, în sensul în care nu mai există nici la democrați, nici la republicani, mă refer la electorate, nu mai există vreo îngrijorare majoră care să treacă de 50%, nici în cazul în care Rusia câștigă, învinge sau anexează Ucraina, aruncă cu o bombă nucleară și așa mai departe. Un soi de decuplare, inclusiv a publicului american față de acest război, și la această decuplare sau la această detașare sau un alt tip de abordare, evident că trebuie să ne așteptăm mai degrabă la populațiile din Europa, pentru că ele sunt, până la urmă, afectate, nu spun direct, dar indirect major de acest război. Domnule Dungaci, alte cifre care mi s-au părut relevante, aș putea spune chiar îngrijorătoare, sunt cifrele legate de încrederea românilor în NATO, Uniunea Europeană, și lucrul ăsta în cercetarea noastră se face în comparație cu anul trecut. Sunt scăderi dramatice apropo de încredere. De ce? Toate instituțiile și-au pierdut oarecum încrederea din partea populației. E o adevărată mult mai sceptică, a fost accentuată de acest război. Dar apropo de NATO și Uniunea Europeană, trebuie să spunem că această tendință a fost ilustrată și de Eurobarometru realizat în mai 2022, când încrederea la nivel european a scăzut sub 50%, încrederea în Uniunea Europeană, la nivel european, a scăzut sub 50%. Noi suntem deocamdată, chiar astăzi, pe scorile de astăzi, atenție, suntem în noiembrie, nu mai suntem în mai, pe scoruri asemănătoare și chiar mai mult decât media europeană din mai. Deci, domnule Dungaciu, nu credeți că aceste scăderi vin și de la felul în care elitele române și conducerea României a prestat și a poziționat România în perioada asta? Vin și de la asta, dar vin și de la niște eșecuri evidente, percepute, apropo de Uniunea Europeană. Să nu uităm că tot ce s-a întâmplat până acum, inclusiv românilor, pandemia, criza energetică, războiul, sunt toate proiecte care, mai mult sau mai puțin, au fost eșuate sau nu au fost gestionate așa cum ne-am fi așteptat să fie gestionate. Pandemia s-a terminat cu războiul, criza energetică a început înainte de război și așa mai departe. Ori atunci când percep Uniunea Europeană ca Uniunea Prosperității, criza nu a fost neapărat în timpul pandemiei, pentru că în timpul pandemiei, până la urmă, cu anumite, hai să zic așa, sincope, Uniunea Europeană a încercat să-și găsească un anumit tip de ritm. Dar criza majoră a Uniunii Europene este în timpul crizei energetice, pentru că percepția publicului este că Uniunea Europeană este o zonă a prosperității, o zonă a performanței economice, o zonă a capabilităților, inclusiv pe această dimensiune. E evident că dacă Uniunea Europeană nu reușește să presteze, atitudinea față de Uniunea Europeană se schimbă automat și față de elitele locale, de bună seamă, pentru că nici elitele locale nu stau deloc bine, adică elita politică românească nu stă bine în acest sondaj. Dar nu e vorba numai de elita politică românească, deci Uniunea Europeană a fost o dezamăgire din această perspectivă, nu reușește să pună capăt sau să gestioneze practic nicio criză mare. Ori populația la acest travaliu, dacă vreți, a fost supusă. În ceea ce privește NATO, nici aici lucrurile nu stau chiar atât de rău cum stau în altă parte. Dar actori care au fost până acum acreditați cu mai multă încredere, inclusiv Statele Unite, încep să-și piardă din credibilitate. Susținere, pentru că nu reușesc să gestioneze, de exemplu, criza războiului. NATO este important, ea n-a scăzut foarte mult pentru că până la urmă percepția că e garantul de securitate există, dar pe de altă parte, iată că nici America, nici NATO nu reușesc să gestioneze acest război sau să-l facă să se închidă până la urmă, în pofida faptului că ne-au spus la începutul acestui război sau atunci când războiul acesta a început în primele luni, vă amintiți, într-un discurs aproape irresponsabil, după părerea mea, că mașina de război a Federației Ruse rămâne fără benzină, nu are cauciucuri, președintele Putin trebuia să moară de cancer de cel puțin 3 ori și așa mai departe. Deci discrepanța asta, inclusiv a discursului oficial de mainstream și realitate, n-a ajutat la nivel de credibilitate nici
actorii cei mai importanți implicați în această chestiune. Nu în ultimul rând, trebuie să remarcăm și faptul că există totuși în generația românească, există în România de fapt mai multe trenduri pe care noi le vedem din anii 90. Primul element important este obsesia securității, obsesia antirusă, obsesia pro-americană pe care noi în anii 90 le aveam, pentru că miza de securitate era în prim plan, nu mai este aceeași pentru generația de azi, după 30 de ani. Noi, practic, suntem într-un fel victima propriului succes. Noi am vrut să creăm o societate care nu mai are obsesia securității. Și iată că am creat-o. Prețul este că populația nu se mai uită cu atâta spirit de critic sau cu atâta admirație la instituții acreditate cu valoare de securitate sau cu instituții înarmate, ca să zic așa, că e vorba de NATO, că e vorba de America. Asta e primul trend, care e un trend greu și care vine din 90 încoace. Al doilea este că, am măsurat și la anterioarele barometre de securitate, America începe să iasă din zona de vizibilitate a gulerelor albe. Tinerii, gulerele albe, deci populația mai tânără, gulere albe, oamenii din business, corporate-ul, are, la întrebarea fatidică, nu, pe care noi nu vrem să o punem, pe cine iubești mai tare, pe mama sau pe tata, adică un european sau America, are o atitudine mai pro-europeană decât pro-americană. Pentru că în economia reală nu se întâlnește cu banii americani. America e foarte greu de găsit în economia reală. El nu are o relație nemijlocită cu ea. Din punctul acesta de vedere, ne-au arătat sondajele și anul trecut și acum 2 ani, gulerele albe și oamenii tineri sunt mai pro-europeni, gulerele albastre și oamenii mai în vârstă sunt mai pro-americani. Asta este al doilea trend în care America și-a pierdut, dacă vreți, un pic aplombul. În al treilea rând, vedem și se vede și în sondajul acesta, românii n-au încredere în președintele Statelor Unite. Domnul Biden nu este unul care să țină foarte sus steagul. Ce americanii au? Sau ce s-a întâmplat în Afganistan, inclusiv anul trecut, a afectat într-un fel imaginea americană. Deci am văzut oarecare șubrezire din punctul acesta de vedere și nu în ultimul rând războiul din Ucraina, care nu face, apropo de această percepție foarte foarte acutizată față de ce se întâmplă în Ucraina, nu face să crească dividendele Statelor Unite. Deci toate aceste elemente luate la un loc ne dau această ecuație în care România devine mai pro-europeană decât pro-americană, dar în condițiile în care 50% spun că România trebuie să-și vadă mai înainte de propriile interese. Abia cealaltă jumătate, una este mai pro-americană, alta este mai pro-europeană și iar alta spune că trebuie să fim și da, dar spuneați mai devreme, apropo de suveranism, că nu există partide care să reprezinte această dorință a populației României. Credeți nu există că... partide, nu există nici oameni politici, cel puțin asta. Exact. Credeți că există posibilitatea apariției a unor partide politice care să reprezinte interesul față de suveranism? Cel puțin să fie credibile din acest punct de vedere. Dacă reprezintă sau nu, asta urmează să vedem, dar să fie credibile. Să probeze, ele se pot înființa, se pot înființa, dar trebuie să probeze că se întâmplă asta. Cazul acesta, o singură observație. Da. În cazul acesta, să știți, mesajul este omul, mesajul este persoana. Nu mesajul ca atare, mesajul e acolo. Oamenii trebuie să vadă pe cineva să spună te recunosc ca atare. Deci mesajul va fi persoana, mesajele vor fi persoanele. Nu neapărat faptul că oricine poate să-și pună, iertați-mă, în gură un asemenea tip de mesaj de vine acreditat de populație. Lucrurile sunt un pic mai complicate sau mai delicate din punctul acesta. Dar teoretic, evident că sigur. În legătură cu alegerile din America, Cornel, dacă ai vreo întrebare legată de... În legătură cu alegerile în America, domnule Dungaciu, cum stăm în momentul ăsta? Care credeți că va fi deznodământul? Cum stăm depinde din ce parte a... Și chiar, uite. Păi, democrații sau republicani? Că asta e marea bătălie. De fapt, se bat două lumi. Că tot vorbeam de suveranism, de progresism, știm discursul. Foarte judicioasă observație. Acolo nu avem de-a face cu o bătălie politică. Avem de-a face cu o bătălie de viziuni. Pentru că Partidul Republican, de fapt, sunt două bătălii mari. O bătălie în interiorul Partidului Republican, o altă bătălie între cele două, mă rog, caste, clase, partide politice, cum vreți să le numiți, republicanii și democrații. S-a întâmplat un lucru foarte interesant în primaries, adică în campania de selectare a candidaților republicani pentru bătăliile, nu, pe care le vedem astăzi.
Democrații și companii apropiate de democrați au sprijinit în primaries, în primaries, în alegerile anticipate, mă rog, selective ale republicanilor, candidații trumpiști, candidații lui Trump. Ei au primit un surprinzător ajutor de la democrați, pentru că logica democraților a fost, dacă îi ajutăm pe aceștia să câștige alegerile din cadrul, din interiorul Partidului Republican, cu ei va fi mai ușor să luptăm, pentru că vor fi radicali, se vor izola, adică dacă vreți sindromul Vadim. Îl ducem pe Vadim în turul 2 și Vadim în turul 2 nu poate câștiga. Aștia au fost oamenii susținuți de către democrați, care erau toți, de fapt, oamenii lui Donald Trump din Partidul Republican. Toți radicalizați, cu o agendă foarte dură, foarte morală, foarte pregnantă. Ei bine, democrații probabil că au făcut greșeala vieților. Până și liderii republicani au spus că nu avem nicio șansă să câștigăm Senatul pentru că avem candidați slabi. Ce se întâmplă acum este poate nu neapărat un val roșu, cum acreditează mai ales republicanii, dar cu siguranță o resurecție în rândul populației americane a simpatiei față nu pentru republicanii în general, dar pentru acei republicani care sunt partea trumpistă, dacă vreți, a Partidului Republican. Deci s-ar putea să asistăm la o dublă surpriză, pentru că aici nu va fi doar o victorie a republicanilor în Senat. Spun în Senat pentru că în Camera aproape sigur republicanii vor câștiga. Vom asista la o victorie a lui Donald Trump în Senat, care înseamnă că în câteva zile domnul Donald Trump își va anunța candidatura pentru prezidențiale și înseamnă că vom asista la o bătălie care, sigur, va fi fascinantă din foarte multe puncte de vedere, dar care va fi o bătălie pe viață și pe moarte până la alegerile din 2024. Deci dacă republicanii vor câștiga și Senatul și Camera, o vor face cu oamenii lui Donald Trump. Acela va fi alt partid republican, va fi un partid republican asociat, apropiat de Donald Trump, cu alt mesaj, iar dacă Donald Trump va ajunge în 2024 să candideze și chiar să câștige, vă imaginați că America se va duce pe, mă rog, o altă traiectorie. Ce traiectorie nu permit eu să judec votul american sau să învățăm noi pe aici ce înseamnă democrația. Dar cu siguranță că bătălia, inclusiv din punctul acesta de vedere, trebuie să o urmărim. O bătălie în care totul e răscolit. Valori, identitate, viziune despre lume, ce înseamnă să fii american, cu o repercusiune, evident, geopolitice și geostrategice. În ce măsură o victorie a republicanilor schimbă strategia Statelor Unite în raport cu, în legătură cu războiul din Ucraina? Războiul din Ucraina este o temă relativ minoră în discuția din Statele Unite. Războiul din Ucraina a fost o temă, cum se spune, asumată de toată lumea, inclusiv cinic, în sensul în care ce poate fi mai bun pentru America decât un război prin proxy. Un război prin proxy înseamnă, într-o metaforă, să lovești ariciu cu fundul altuia. Ori dacă ai găsit un fund prin care să lovești ariciu și tu să nu te înțepi, asta este o situație ideală. Adică sprijin Ucraina să lupte cu Rusia, să-și uprejească Rusia, tu, americanii, fiind prezent pe teren decât indirect. Deci, din punctul acesta de vedere, a fost un tip de consens și la democrați și la republicani. În ultima vreme, însă, lucrurile încep să se schimbe, iar republicanii, mai ales cei apropiați de Donald Trump, încep să vorbească despre banii care se duc acolo. Unde se duc? Adică ideea de accountability. Ce facem cu banii aceia? Câți bani mai dăm acolo? E o criză în America, ne mai putem permite să dăm bani și așa mai departe. Deci a revenit pe agenda, dar nu e o temă majoră. Aici, cu siguranță că vor fi anumite nuanțe și anumite deosebiri care nu vor fi radicale, dar vor exista, de îndoieli. Însă, nu uitați că președintele Statelor Unite, șeful suprem al armatei, rămâne totuși domnul Joe Biden și lucrurile nu se pot schimba peste noapte și nu se vor schimba peste noapte. Problema este alta, legată de China, pentru că aceea e tema majoră. Iar aici nu vor fi, nu văd nicio modificare, probabil că o modificare în stilistică și o modificare de accente. O majoritate republicană la Senat și la Cameră, cu siguranță, va atrage atenția că resursele consumate de America în alte părți sunt resurse care se iau din confruntarea majoră pe care trebuie să o aibă cu China. Pentru că China, pentru republicani, este miza cea mai importantă, China și, de ce nu, Iran. Pentru că Iran este pariul nerezolvat al lui Donald Trump și, din această perspectivă, cu efecte evidente asupra războiului din Ucraina, și Iranul va deveni o temă aproape la fel de importantă, dacă nu mai importantă decât ce se întâmplă în Europa. Deci vor fi anumite schimbări pe care trebuie să le asumăm.
și pe care va trebui să le gestionăm. În sondajul de opinie pe care dumneavoastră l-ați invocat, populația României crede că cei care vor ieși cel mai bine din acest război din Ucraina sunt americanii, chinezii și americanii. Noi, europenii, cred că are dreptate populația României. Noi, europenii, vor trebui să învățăm mai bine să gestionăm situația post-conflict din Ucraina și din Federația Rusă, cu atât mai mult cu cât o majoritate republicană începe să se configureze în Statele Unite, cu potențial de a câștiga și prezidențiale în 2024. Mulțumim mult, domnule profesor. Dacă aveți disponibilitatea și răgazul mâine seară, când vom ști mai multe despre asta, poate tot așa prin Zoom, sau vom găsi o soluție să vorbim despre ce s-a întâmplat, de fapt, că mâine seară vom ști ce s-a întâmplat în Statele Unite la aceste alegeri. Mulțumim mult, seară bună! Marius, seară bună, mulțumesc pentru E o perioadă de o densitate teribilă, politică, economică, medicală, și noi avem la putere un grup. O adunătură mai degrabă, iartă-mă, e puțin dur, care este incapabilă să joace în interesul României și să joace deștept, abil, provocator, rezolvând, lăsând deschise dosarele importante pentru țară și pentru poporul român, încercând să rezolve nevoile. Noi am avut ghinionul că într-o asemenea perioadă în grea, România. Eu mă bucur că m-am născut în România. Glumeam, era apropo de ce se întâmplă acum. Prostia asta cu... Bineînțeles. Nu m-am născut în locul potrivit. E un cântec cretin, da? Dar unora le place. Poate că de-aia s-au și născut, vor să se și care. Ghinionul nostru este că avem la conducere o echipă care se împiedică de ea însăși. Păi cum? Avem un general, prim-ministru. Nu numai el. Și colo, și colo, și colo. Peste tot. Să spun toate instituțiile care contează și unde sunt numai oameni de mâna a treia, de la parchete până păi bun, la până și întrebarea servicii clasică. Și guvern. Și... Uite-te, mă, ce miniștri avem, mă. Și ce e de făcut, apropo de asta? Am avut un eseist și acum avem un traducător de engleză la apărare. Ministrul la apărare. Da, bun, întrebarea serios este, ce e de făcut? Iartă-mă că te întreb. Mă întorc la... Să ne organizăm. Să ne organizăm, zici. Să ne organizăm, să ne unim. Suntem în pragul unei răscoale. Nu, glumeam, era o metaforă. Să ne organizăm și să ne unim și să încercăm să participăm la un proiect serios. Tu nu vezi că nimeni nu mai are chef să... Făcutul de partide, mă, toate au... E o resemnare, Cornel. Toate partidele astea oamenii care sunt... nu mai cred. La ultimele alegeri a fost cea mai slabă toate participă. Toate sunt acum cu declarații suveraniste. Popor, patrie, așa, poezie... Și... Păi, dar nu e suficient, nimic. Asta spun. Nu schimbă nimic. Nu, da, la nivelul populației, vorbești tu cu oamenii astea, e o resemnare. Nu văd. E o resemnare nu că pentru nu văd luminița o de secundă, la... dar nu oamenii de jos împing puterea. Nu vorbesc despre oameni de jos. Nemulțumirea lor este o energie care este suficientă. Ălea trebuie să îi se răspundă. Hai să vedem cum se pot organiza în sate, în comune, diverse grupuri de care să unească pe oameni, să învețe, să... Deci tu mai vrei o revoluție, anime. De fapt. Mă, nu, vreau o trezire a populației în grupuri. Nu, că nu trebuie să ne ieșim toți pe străzi. Nu e suficient ca în Brazilia ce e acum și iese armata cu tancurile împotriva da, lor. Și nu se rezolvă nimic. Nu, nu. Și mai ales că e după alegeri, au câștigat unul. Eu cred că încă mai avem resurse de creație, de imaginație, de organizare, de mobilizare. Poate, mobilizare, până la urmă, da. Poate propunerile mele sunt stupide, dar poate are altul, unele mai deștepte și achiesează lumea la ele și reușim să organizăm în fiecare centru mari, comune, câte o mișcare, câte ceva. Nu e nimic, nici mă, cele mai toate căminele culturale sau cele mai multe de ele sunt cârciumi, închiriate. Păi da, și am văzut că vin în fiecare seară. În afară de cârcium, știi ce sunt astea? Jocuri de păcănel, de astea, de jocuri de noroc. Bine, comunele de păcănel. O țară săracă, unde oamenii își cheltuiesc ultimii bănuți sau aia puțin pe care au la păcănele. Suntem o țară de păcănele. Asta știu să fac oamenii necăjiți. Beau o bere, se bată un pic și joacă păcănele. Dar ai la alții care conduc, popa, învățătorii, profesorii, inginerii. Intelectualii. Moderatorii, na. Moderatorii. Da.
Bun, mulțumesc mult, Cornel Nistorescu, a fost în această seară. Ne întâlnim din nou mâine seară. După, tot pe gândul, urmăriți emisiunea lui Ion Cristoiu, față în față cu Ion Cristoiu, interviurile săptămânale ale Marelui Jack, după emisiunea Marius Tucă Show aici la gândul. Noi ne vedem din nou mâine seară la orele 20. Până atunci, țineți aproape.